Jorge eliminat de la Survivor All Stars 2024. La televizor se confruntă cu provocările din Dominicană, în realitate se plimbă cu familia prin capitală. Jorge ar fi fost eliminat de la Survivor All Stars 2024. Artistul nu s-ar mai afla în Republica Dominicană, ci s-a întors deja în România. Recent, Jorge a acuzat probleme de sănătate în cadrul show-ului de la ProTV. Artistul ar fi părăsit deja competiția Survivor All Stars, provocare care și-a pus serios amprenta asupra sănătății sale. În timpul ultimei probe, din cauza epuizării fizice și psihice, concurentul s-a accidentat. Cântărețul s-a dezechilibrat și a căzut de pe o structură de lemn aflată la înălțime, accidentându-se grav la unul dintre genunchi. Jorge a fost apoi transportat de urgență la spital. În urma vizitei medicale, medicii l-au anunțat că va avea nevoie de o perioadă lungă de îngrijiri medicale. Între timp, artistul s-a întors deja în România. A fost surprins petrecându-și timpul alături de familia sa. Concurentul de la Survivor All Stars a fost surprins într-un parc din capitală împreună cu Ramona Prodea, soția lui și copiilor. De curând, Jorge a fost implicat într-un scandal online din cauza unor replici pe care le-a spus în podcastul său atât el cât și invitata lui, Cristina Cioran. Cei doi au început să blameze femeile care se îmbracă mai provocator și poartă decolteuri, afirmând că șocaută. Oamenii au reacționat imediat la cuvintele deplasate spuse de Jorge și Cristina Cioran și au făcut praf pe rețelele de socializare. Mamă, își pun un decolteu din ăla până în gât. Și după aia se supără dacă te uiți. Și după aia se supără, da. Mi-i simțitule, sau privirea sus, ochii sunt aici. Hai, nu să... Jură-te că... Păi dacă ochii sunt aici, de ce ți-ai pus țelele acolo? Nu, eu sunt mai direct un pic, pentru că mie îmi și place să provoc anumite discuții și dacă eu, o doamnă cu un decolteu foarte și ne permitem, adică chiar dacă nu ne cunoaștem, dar simt eu așa din ochi și zic...